Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, astăzi vom asculta împreună povestea nașterii Domnului. Maria s-a căsătorit cu Iosif, tâmplarul din orașul Nazaret. Ea era însărcinată și trăia liniștită în casa sa. Iosif trebuia să plece la Betleem. Pentru Maria, călătoria este dificilă, căci se apropie sorocul. Ajuns în orașul Betleem, Iosif caută adăpost peste noapte. Nimeni nu-i primește la Han, căci este aglomerat. Sunt sfătuit să caute adăpost în grajdurile de la marginea orașului. Ajungi la un grajd gol, se adăpostesc acolo peste noapte. În acea noapte, în grajd, Maria dă naștere pruncului Iisus. În timpul acesta, ciobanii se întorc cu oile de la păscut. Deodată, o lumină mare li se arată. Ei hotără să meargă pe urmele acesteia. Îngenunchează lângă copilul sfânt. Magii care prevestiseră nașterea Domnului urmăresc la rândul lor steaua luminoasă. Ei pornesc la drum, ducând darul pruncului Iisus. După ce au călătorit kilometri întregi, ajung la grajdul unde dormea Iisus în iesle. Ciobanii, magii, animalele, toți se bucură de nașterea pruncului Iisus, la data de 25 decembrie, într-un staul în orașul Betleem. Și astfel se termină cea mai frumoasă poveste de Crăciun. Pe curând!